Îi avem în platoul emisiunii noastre pentru prima dată împreună, în direct, pe Veri Becali. Gigi? Hai, bună seara, să trăiți! Giovanni? Bă, dar chiar trebuie să mă enervez de la început, să iau foc cu flacăra violet de la început, e chiar ultima zdreță, chiar ești băgăbând. Păi tu ești Giovanni cu mine și eu sunt Giovanni cu tine. Am făcut armata împreună ca să spui tu mie Giovanni. Dar cum vreți să vă spun? Domnul Giovanni! Stai, mă, și dacă îi spui lui domnul Giovanni, atunci trebuie să spui și mie. Vă nu zice, este? Mă lăsați copilul în pace, mă, că deja s-a speriat copilul ăsta. Mă lăsați să facă emisiunea, s-a fi speriat. Băi, Victor, băi, Victor, nu te mai băgă! Că trebuie să le facem educație ca să ne respecte, că dacă nu ne respectă, Victor... Ce faceți? Te scui, păi de așa, prostule! Puh, du-te, dracu, de prostule! Domnul Giovanni, dar nu vă permit! Băi, ești de bună, că uite, văzut cum te-a scuipat, imediat i-ai spus, domnul Giovanni, domnul Giovanni, să vedi respectul, este? Haideți, vă rog frumos, haideți să începem asta, chiar am o groază de treabă, trebuie să fac un transfer. Ce transfer? Un transfer bancar vrea să facă Victor. Bun, mai stă ca prostul, ia emisiunea de la început, bagabotule. Prezintă-ne încă o dată, frumos, respectuos, ia de la început. Doamnelor și domnilor, în această seară, în exclusivitate, îi avem în studio pe Veri Becali. Domnul Gigi. Domnul Giovanni. Ai văzut că se poate. Hai, bună seară la toată lumea. Dar de ce m-a scuipat? Preventiv. Și domnul Victor Becali. Bună seară. Bună seară. Aș vrea să vă întreb exact, ce relație de rudenie există între dumneavoastră? Foarte simplu. Ce relație de rudenie există să chibăm, băm între noi, da? Bine, bă, ei doi sunt frați, m-ai înțeles? Și eu sunt văr cu ei, că de ce? Pentru că de ce? Sunt văr cu ei pentru că tatăl meu a fost frate cu tatăl lor. Bă, stă, ce grad de rudenie de un Becali, bă. Asta-i tot gradul de rudenie, să știe toată lumea, da? Am înțeles și ca un mic cancan de culise, să spun așa, care dintre dumneavoastră făcea speculă cu bilete în fața la pat? Mi-a luat întrebarea asta să vă răspundă Giovanni. Ia răspunde Giovanni. Bă, dar ție chiar nu ți-e rușine. Bă, dar văd că te dai deștept. De când a început emisiunea asta, te dai deștept? Ai făcut paralelă cu mine? Văd că te dai deștept, dar ești un prost ce l-am pomenit în viața mea. Și mai și puți, că puți, că stai lângă mine, că te zic că puți. Eu m-am dat cu parfum de 6.000 de euro și tu puți răhet, bă, băiețule, bă. Tu puți răhet și puți pișet. Bă, uite, spune față cu toată lumea că ești nespălat și puți. Băi, spune, bă, băi, Gigi, miroase și tu, pute, să simte că pute. Miroase scandal. Păi tu vrei să spun, bă, băiețule, tu vrei să spun ce spun colegii tăi, colegii tăi de brezlă de tine. Băi, ești de mula, că colegii mai de mine, stai? Băi, tăi, hai lui, tu știi ce spun colegii tăi de brezlă de tine? Tu ești ultimul bagabond, ultimul golan, curvar, derbedeu. Drogat. Drogat, n-ai mai auzit. Puh, du-te, dracu de prost. Domnul Giovanni, m-ați insultat, m-ați înjurat și cu toate astea pentru că nu ați vrut să-mi răspundeți la o întrebare simplă. V-am întrebat cine a făcut speculă cu bilete în fața la Patria. Victor face. Cine, eu? De tu. Uite, măi, tu ești fratele meu, dar se poate așa ceva? Dar se face așa ceva în față de toată lumea la televizor? Dar se poate să normal între doi Becali? Noi care ne-am înțeles așa am fost totdeauna. Acum, de față cu toată lumea la televizor, să facem așa ceva între doi Becali, se pare normal? Băi, Victore, dar ce a spus? M-a întrebat bagabuntul ăsta, care este ultima zreță de ziarist și care și pute răhet. M-a întrebat care din noi făcea speculă cu bilete la Patria. Păi, dar și eu am făcut speculă cu bilete la Patria. Băi, Victore! Acum, de ce m-a scuipat? Uite așa că se ține în priză. Băi, Victore, băi, au trecut 25 de ani, nu mai e nicio rușine. Dă, pune lucrurile pe masă, hei! Păi, ți se pare normal? Mi se pare rușinos de față cu toată lumea, mi-ai să ne simțim bine frumos. Să vorbim cu oamenii, să vorbim cu omul ăsta, se pare normal așa ceva? Să-mi faci de față cu toată lumea așa ceva? Vrei să-i pui să te juri acum? Vrei de față cu toată lumea să ne certăm, să-i pui să te juri? Uite să-i moară la intrare lui ăla, care a vândut bilete la Patria. Îți place ce-ai făcut? Îți place ce-ai făcut, bagabântule? Bă, Giovanni, lasă omul în pace. Nu mă face mai cu el, lasă-l în pace. Nu, nu vezi că băgai râcă în familie. Nu vezi ce face și cine? Un ratat, un bagabond, un curvar alcoolistule, că ești alcoolist. Uite, dam pe față, ești un alcoolist care ai față de alcoolist și care puți în ultimul an.
și nu te bat prospre și spre de emisiune, să văd cum o să mai faci de emisiunea fără mine, că ești un rătăt și un impertinent și nu te bat că mă dai judecate și te scui. Nu te dracu de prostul dracu și uite că dau două palme că ești un vagabond și un rătăt și un alcoolist. Eu nu mă așteptam la așa ceva, să faceți o asemenea chestie, o asemenea panoramă. Pentru ce? Pentru rating? Mi se pare normal așa ceva? Dar unde suntem aici? Asta e emisiune de scandal, dacă știam nu mai veneam, nu mi se pare normal așa ceva. Domnul Becali, acum, în concluzie, dacă mă puteți lămuri, puteți să spuneți care dintre cei doi au făcut speculă cu bilete în fața la Patria? Bine, măi, vrei să spun ceva? Da. Care o să te șocheze de tot? Bine, măi, niciunul n-a făcut. Cum așa? Nu deja niciunul. Pentru că în față la Patria, mai înțeles, făceam eu specula la bilet. Ei amândoi făceau în față la scala. Dar nu-și mi-aduc aminte niciunul, mai înțeles? Să trăiți! Ia uite-l! Oh. Să trăiți, domnul Buzărin! Iar mincinos! Iar mincinos! Nu mai e mincinos acum, gata? Vă salut! Domnul Năurescu, nu e pentru când vă pregătiți dumneavoastră, e pentru când vrea George Becali. Deci nu e după cum vreau, noi. Nu e după când vreau eu. Stați, dați-mi și mie un scaun. Nu, somul, nu vă deranjez mult. Ia uite, curvă sereală, stuică, de ce nu ne-a luat ura steaua? Când face curvă sereală? Băi, de fli, bărui de fli. Palme, merită. Poftim, Gigi. Să treci, stai așa, domnul Virgil. Da, hai că v-am stricat și emisiunea asta. Ce prima? De ce a venit? Ia spune. Vine Paștele, e bine să te împaci cu toată lumea, să te împaci cu presă, cu cine te-ai certat, cu cine ai avut scandaluri, bine. Cu Buzărin n-am avut, mai înțeles? O să ai. O să am. Prima dată după Paște, mai înțeles? Mă întorc de la Muntele Atos, mă întorc mai calm, mă întorc altfel, mai înțeles? Și atunci poți să spui orice vrei tu. Și atunci nu mai zic că e zermicinos, mai înțeles? Băi, în primul rând, de ce a venit? Mai spune, lăsați-mă, mă, cu Cârțu. Că Cârțu, că până în vară... Cârțu! Pe viața la steamă! Niciodată în viața mea nu mai renunț la Cârțu. Și Oleroiu ce faceam cu el? Oleroiu? La Național, la gata, i-am și vorbit. Am vorbit cu ăsta. E rezolvată, măi, că te-ai făcut. Am deci, vorbit cu el. Deci, pune pe Crol, Oleroiu deja... Oleroiu deja e la Național! A confirmat Gigi Becali în această dimineață. Iată că avem știri în exclusivitate. Domnul Năurescu, de ce am... Rară se întâmplă așa. De ce a venit? Am înțeles că acum imaginea postului noastră e Petrică. Pe e, uite, vi l-am adus pe Petrică. M-ai înțeles? Petrică, Petrică care are un cadou pentru noastră. Petrică! Petrică! Hai la GSP-ul! Petrică! Petrică! Hai la GSP-ul, Petrică! Bine, mai înțeles. M-ai înțeles. Vino cu ea. Vino cu ea, Petrică. Domnul Orescu, vine. Vino cu ea. Hai, ador pe Claudiu. Petrică? El e Petrică. Dă mâna, domnul Orescu. Petrică, dă mâna. Așa, și cu domnul Buzărin. Fii atent. Dă mâna, el e Virgil, mă, cu domnul Buzărin, așa. Așa. Petrică! Da. Elu Claudiu. Vino, mă, cu asta, vezi la televizor. Are și-l rude, vrea și-l să-l spune. Petrică, ești pe GSP-ul. Zic ceva că ești pe GSP-ul, n-ai urlătul de GSP-ul, zi. Petrică. Nu, bă, el nu prea vorbește, mai înțeles. A avut o problemă când era mic, s-a strangulat. Știi ce au zis așa, ca să vă destabilizez la moment acolo. Ci că e rapidist, Petrică, ăsta. Petrică? Petrică. Ci că ești rapidist până la Petrică, cu cine ții tu? Așa au zis. Cu mine ții, măi, mă lăsă cu cine vreodată în viața lui, cu Copos. Cu comunistul de Copos. Vreodată în viața lui. E, mă, lăsă, e, mă, Virgil, lăsă-mă, băci. Ia, dă-mi cu aceasta. Claudiu, stai cu minte, Claudiu. Stai, bă, cum mă lovește la testicule, are o problemă. Ia, domnul Orescu. Nu, da. Nu, vă rog din suflet. Domnul Buzărin, eu am la mine, lângă pala mi-a făcut în spate, am o turmă, 30 de oi simbolice. M-ați înțeles? La care eu mai duc, le mai mulg, le mai... Și miei, și miei. Era un banc, și miei... Petrică, de aici. Și pe din partea lui Petrică, pentru postul CSP, un buc miel și am rămas cu 29. M-ați înțeles că știu și matematică. Petrică, ia de și nouă. La mine nu e... Petrică, îți pare bine că ai ajuns la CSP-ul? Dar ăsta nu se mulge mielul ăsta, nu? Ăsta nu, că e perfect. Petrică, îți pare bine că ai ajuns la CSP-ul? Petrică, ești pe CSP-ul, în sfârșit! Ei, mă, că ești imaginea postului, ce ne bare acum, numai, cu Buzărin. Vă pup!
Să vă dea noi o sănătate, Petrică, zi, pa! Fă pa, pa, la GSP-ul! Fă pa, pa, la GSP-ul, Petrică! Pa, 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 pa! Paște fericit! GSP se lași televizoarele la pala, toate! Bă, nu prindea GSP-ul, asta era problema, că de să urlam la el! Petrică, de pe GSP-ul, de pe GSP-ul! Vă salut! El audă, nu? Să trăiți! Stai acolo, Claudia! Claudia, stai acolo cu domnul Orescu! Stai pe GSP-ul! Petrică! Claudia, stai pe GSP-ul! Pomielul cheamă Claudia? Da, 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 e... Hermafrodit, așa e, mai... L-ați avut pe Gigi pe care... Vă salut! M-am distrat cu voi, ce? Petrică! Hai, Petrică! 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 Ți-a plăcut la GSP-ul? E frumos la GSP-ul, da? De ce că-i place? Hai acasă, Petrică, gata, că m-am distrat cu ei! La muntele lua! Nu poți să vezi după aia să faci poze? Mă iertați, mi-au atras atenția, e superb. E un ial Luchian. Ial Luchin. Vreodată în viața lui Luchin are bani să cumpere tabloul ăsta? Vreodată e tabloul meu cumpărat cu banii jos, cu ce, cum să fie lui Luchin? Nu, domnul Becali, e un Luchian tabloul. Vezi că ești domitoc? Că ești domitoc? Cum să fie un trumesc, e o vază cu flori? Eu te rog frumos să-l lași pe domnul Becali în pace. Lasă-l pe domnul Becali. Te măcar, gata, da. De ce v-am chemat, da? Că a fost zilele trecute, da? Toate discuțiile astea, că dumne, cu palmaresul, stea, că la cine e palmaresul, unde e palmaresul, da? Vreau să vă arăt un document în care se specifică foarte clar Clubul Sportiv al Armatei Steaua, da? Cetează tradiția și palmaresul domnului George Becali. Adică dumneavoastră. Scrie negru pe alb? Scrie. Nici o aluzie, băi. M-ați înțeles? Deci tradiția și gloria Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Scrie așa, da? Scrie, scrie. Vrei să vorbești în locul meu? Vrei tu să fii aici să vorbești în locul meu, cu astea în față? Vrei tu? Deci, ce înseamnă asta, da? Ce înseamnă palmares? Palmares înseamnă a câștigat Steaua, da? În 86, Cupa Campionilor Europeni. Ce are ei? Adică armata, ce are ea? Are cupa, da? Care nici măcar nu e cupa aia mare, e o cupă mică care se dă, că aia e. Aia e și la muzeu. La muzeu, la noi e una, dar e mică. Mai înțeles? Da? Deci are tinichelele? Are toate cupele, toate medalile, tot ce e feroz pe pământ, are. Bine, mă, are tot ce e feroz pe pământ, da? Dar cine are gloria și toată tradiția la tot ce s-a câștigat? A cui e gloria pentru câștigarea ei? A lui Gigi Becali. A lui Gigi Becali, da? E tradiție ca Steaua să câștige campionate după campionate? E. A cui e tradiția? A lui Gigi Becali. Și cu asta basta, da? Deci sunt dubitoci. M-ați înțeles? Toți generalii de la armată, care căcutari, mai ales ăla cu voce subțiri, ei sunt dubitoci. M-ați înțeles? Dacă faci așa în capul lor, da? Sau de la mine plin? Eu. Sau de plin? Dacă faci la ei, ei se aude, pentru că ei sunt dobitoci. M-ați înțeles? Deci ce are armata? Armata are tinichelele. Da, dar suporterii susțin echipa armatei. Da, suporterii, da? M-ai întrebat de suporteri, da? Da, suporteri, da. Bine, mă, suporterii. Da? Ce vrei? Dacă suporterii vrea să susțină echipa armatei, da? Să susțină tinichelele, să susțină medalile, să susțină feroasele, care e leu, mai înțeles? Nu știu că dintr-o dată suporterii, nu se mai înțeles, bă, sunt fierți pe metalurgie, fierți pe feroase sunt ei. Cicica? Da, mă zic ce vrei. Te caută un domn. Bine, mă, ce domn? Un domn cu ochelari. Bine, mă, Virgil, tu nu vezi că am ochelari? Nu am nevoie, spune-i să pleci. Deci în concluzie, da? Ca să trage cum ar veni o concluzie. Armata are tinichelele. Dacă vrea echipa lui Steaua, eu l-o dau. Eu și declară. Pe mine nu mă mai interesează momentul ăsta. Eu am trecut pe niște clipe grele. Eu nu vreau să mă mai... Eu,
Dacă mă prind, mai zi, mă prind pentru că așa e sufletul meu, așa e structura mea umană de om, mai înțeles? Deci eu nu vreau să mă mai enervez. Dacă vrea, nu dau, să vadă și ce înseamnă. Să plătești lumină, să plătești curent, da? Ce-am plătit? Am plătit utilitățile, am plătit chirie la stadion, i-am plătit băutura lui Tamaș, că de aia și plecat. Domnul Gigi. Familia mea are nevoie și de bani, da, zi. Scuzați-mă, da. Domnul Gigi, da. Ați semnat cu băieții. Bun. Deci acum ca să trecem la partea acolo, la conferință, mi-a cerut Mirel, jucător, că avem nevoie să ne întărim. Am cumpărat niște băieți. Zi, Virgil, spune tu, vă spune Virgil. Da, deci, Bumba Malumba, 36 de ani. Deci un băiat de mare perspectivă, de mare viitor. Seseco Dedebeco, 27 de ani, mijlocaș. A dat probe și pentru Dinamo cu Taisia. Deci a dat băiatul probe la Dinamo cu Taisia. Am luat jucător cu carte de vizită, mai înțeles, să nu mai spunem carte de vizită. Și un cuplu de fundași albanezi. Manilo Laban și Igor Bucinski. După mama e ucrainean. Domnule Becali, acum câțiva ani ați declarat că doriți să construiți o echipă de jucători români la Steaua. Zi, tata, zi. Deci ați declarat că doriți să construiți o echipă de jucători români la Steaua. Da, bun. Și în al doilea rând, ați declarat că peste cadavrul dumneavoastră, că va ajunge un jucător gay la Steaua. Cum comentați lucrul acesta? Văd că au ajuns doi acum deodată. Că au ajuns deodată, măi. Păi știi de ce au ajuns deodată? Pentru că eu pot să iau deodată. Mai înțeles? Bine, am zis-o așa, da? Dar între timp, m-am închipat și eu. Mai înțeleg? Vremurile se mai schimbă. M-am închipat. S-a schimbat vremurile, în pas cu vremurile, m-am închipat și eu. Mai înțeleg? I-am luat la pachet pe băieți, le-am și spus, dacă ne calificăm în grupele Champions League, dacă joacă bine, bă, mă f***ul cu ei! Mai înțeleg? Să joace băieții ăștia bine și fac eu dragoste cu ei! Pentru Clubul Sportiv al Armatei Steaua, îmi pun f***ul la bătaie și cu asta, basta! Mai înțeleg? Să fie suporterii fericiți și Gigi Becali f***ul opărit! Mai înțeleg? Da! Și în cinstea lor, dacă joacă bine, numesc și stadionul Ghencea, stadionul Gheiencea! Mai înțeleg? Hai, ceau, m-am distrat cu voi. Doamne ajută, așa, să ne ajute Dumnezeu. Să trăiești, tată. Acum fă pozele aia. Acum poți să faci poze. Acum ești prietenul meu, da? Uite, bă, tata, faci poze. Dacă vrei, ți-l dau așa. Vrei să-l ții la acasă? Nu, mulțumesc. Nemudete. Să trăiți! Băi, mă, șeze-te! Urât mi-a fost toată viața mea în bagaboante! E gata, v-ați așezat? Nari Gigi! Ce vrei? Iubita mea vrea la toaletă să facă pipi! Băi, tânăsă, ți-am spus, mă, să nu ai cu noi! Că nu mai probleme o să-ți facă! Vrea la toaletă, vrea! Trebuie să o lași drept cu acasă! Păi, dacă o lăsam acasă, iar mă înșela! Pentru că ești prost la femei! Asta-i cusurul tău! Ești prost la femei și ești ultimul papagal cu ele! Vai de capul și de zilele tale! Și tu ce, mă, te doare vezica, ce? Dar nu vreau să fac pipi! Bine, mă, dacă nu vrei să faci pipi, ce vrei să faci la baie? Să-mi pudrez nasul! Ei, mă, drăcum, bă, că te-ați pudrez nasul la festivalul Enescu! Băi, tănase, ți-o scot afară șuturi! Atenție la mine! Bine, mă, v-am adus la festivalul ăsta cu Enescu! De ce? Pentru că vreau să mai... Bă, cultură în voi! Ai înțeles? Că parcă intră drept și voi! Nu mai manele! Muzică house! Fiecare weekend cu muzică house! Mai bag și un pic de cultură, că așa plece la fotbaliștii mei să fie cei mai culți, da? Bine, atenție! Și vedeți voi acolo? Deci noi acolo vedem... Așa? O poză. Băi, ești de bun la cap. Bă, la atâta logică din partea ta, surdele, nu mă așteptam.
mă, dar în poze, cine-i în poze, da? Un bărbat, brei. Băi, ești de bun la cap? Eu credeam că e o femeie. Bagi de bine, este? Nu, brei, nu. Bine, bă, de cine e? Cum îl cheamă? Cine-i în poze? E ăsta care... Eminescu! Te lasă să iau de păr și o scot pe ușa aia pe care a intrat. Nu e niciun Eminescu, este Enescu, da? A, bre, că a fost aproape Eminescu, Enescu. A, mă, tăiești din gură, Enescu, da? Bine, mă, vreau să văd acum dacă știți, că tot v-am spus cine e, da? Bine, mă, cine e Enescu ăsta? Malaca, știu eu cine este. Vezi, mă, ce semn. Vezi, mă, ce semne că vă dă clasă. Bravo, capitanos! Dă-mi voie să strâng mâna și să te salut. Bine, mă, vezi, e grec. Dar știe despre cultura poporului unde joacă, nu ca voi, ultimele zdrențe și bagaboți. Tănase, spune-le și la proști ăștia să-i scoți din întuneric cu necunoașterii. Cine este Enescu? Este acela domnul care apare pe bacnota de 5 lei. Se scrie falsificarea acestor bilete se pedepsește conform legii. Cred că îl cheamă Mugurișcălescu. Pur mai la bavă, stă capul, mă, n-am pomenit așa păi ceva. Da, bre, dar dacă n-am luat primele de două luni... Păi, bună, cap, și ai tu voce să spun că n-ai luat prime, este? Că ai și jucat tu, surdule, dar n-ai mai putut. Și vrei prime, este? Vrei prime, este? Să vezi ce primă peste ochii stai acum. Hai, mă, lasă-mă. Deci, Enescu, ca să fie clar și cu asta, basta, este cel mai mare compozitor român. Da, no, cel mai mare compozitor român e Moga. Băi, de bun la cap. Sau Moculescu. Băi, ești de bun la cap. Moculescu este? Moculescu este și cu Moga este? Bine, vrei să spun ceva? Moculescu, primul rând, că nu e mai mare decât Enescu nici în 100 de ani, dar în al doilea rând, e la fel de prost la femei ca tine, Tănase. Deci puteți să vă luați de mână, bam, bam, bam. Puteți, vă rog frumos, să vorbiți mai încet? Nu ești de bun la cap. Bine, așa vorbesc eu tare și din piept, da? Ăla vorbește grecește. Ăsta vorbește agramat și eu vorbesc tare. E vreo problemă, ceva? Sunteți totuși la un concert, există aici o conduită. Mă les, m-a început concertul? Nu, dar stă să înceapă. E uite, când o să înceapă, îmi spui, Gigi, a început și cu asta, basta. Hai, mă las, mă, păci. Bine, ce miroase usturoi aici. Gigi, am mâncat eu, malaca, niște tzatziki care are și usturoi. Vezi, mă, tine urte în lăgut asta, acum nu mai îmi place, mă. Păi dacă tu mergi la festivalul Enescu și pute usturoi, mie nu-mi place chestia asta, nu-mi place, nu pot să suport așa ceva. Căpuță usturoi, pe teren am înțeles că atunci când vrei să șutezi, îi faci la portare așa, dar mie nu-mi place, mă. Păi am știut că mergem la operă, știam că numai la bambun nu se mănâncă usturoi. Băi, capitanul, gata. Ce faci, Tănase? Bine, mata. Bă, tu, băi, bă, vrei să mă scoți de sărite? Bă, vrei să mă scoți de sărite? Mănânci semințe, este? Vrei? Bă, să mănânci, mă, semințe la festivalul Enescu. Dar ce se mănâncă la operă? La operă mănânci ceva ce nu face zgomot. Niște brânză, mai înțeles, cu roșioare, frumos, dar nu semințe, nu, ca pe stadion. Șeful, da fistic? Niciun fistic. Alune de pădure? Nici o alună de pădure. Alune de pământ? Niciun fistic, nici o alună, nimic. Crânțenele? Nici crânțenele, mă. De ce? Pentru că crânțenelele, vrei să spun ceva? Crânțenește, mă! Iubi, cine e asta? Viorica din Clejan! Bine, nebun la cap! Bine, nebun la cap! Asta nu-i Viorica din Clejan! Dar de unde știi, mata, bre? Pentru că eu am logică, mă, băiatul, eu am logică în capul ăsta al meu! Viorica din Clejan nu apare decât cu Ionisă! Tu-l vezi pe Ionisă undeva? Nu! Hai, mă, lăsă-mă! Auzi, bă, cine e asta? Marea soprană Mariana Nicolescu! Mariana Nicolescu, mi-și mai o cântăreață, eu. Hai, ia! Mă bucur foarte mult să vă revăd la o nouă ediție a Festivalului Internațional George Enescu. Bineînțeles că nu este la fel de important ca Festivalul Hariclea, dar cle pe care chiar eu îl păstoresc. Am vorbit de păstorit! Doamne, să știți că și eu tot cu păstoritul m-am ocupat. Domnule, vă rog frumos să vă potoliți. Vreți să vă apucăm picioarele pe tine, este? Lasă-l, bre, lasă-l. În această minunată seară am să vă încânt urechile cu un potpuriu de muzică clasică. De ce de purpuriu? Așadar, operă. Oh!
înțeleg ce spune. Scrisul! Că te cheamă surdul, ce să fac? Mă, lasă-mi că-l cheamă surdul, nici eu nu înțeleg ce spune femeia acolo, dacă nu înțeleg ce vrei. Nu vă rog frumos, întreceți orice măsură. De ce vorbiți când marea soprană cântă? Nici nebunea că ți-ți place ce face acolo. Este absolut sublim. Mă, lasă-mi smior căiturile alea, nebunea că... Nu mai smior căiturile. Posibil așa ceva, domnilor, nu mi s-a întâmplat acest lucru în 40 de ani de carieră internațională. Ce este gălăgia aceasta? Cine vorbește? Dumnealui vorbește! De bună că, de ce vorbesc singur cu tine? Doamnă, cu el vorbeam! De ce dai vina pe mine, mă? Nu este adevărat, doamnă, eu vă luam apărarea. Să știți, spunea de muzica dumneavoastră că sunt smiorcăituri. De că sunt smiorcăituri? Smiorcăituri? De! Cum vă permiteți? Ne mă lasă, mă. Hai, mă lasă, mă. Păi de că asta faci. Gle, 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 le, 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 le. Hai, le, parcă ai fi trei stariu. Trei stariu atinge 10 octave. E, mă, lăs cu trei stariu. Trei stariu n-atinge nici octavă. Poate un octav. Cum să atingă năpârca aceea slăbănoagă 10 octave? Nici măcar nu sunt 10 octave, Duduie, dragă. Sunt doar 8 octave. Bine, mă, 8 octave, 6 octave, ia octave peste octave. Băi, doamna Niculescu... Nicolesco! Băi, Niculescu! Bă, dacă tot am venit la festivalul Enescu, bine, mă, fă și mie o plăcere, da? Că pot să vin, să fiu sponsor, să bam. Câte și mie o manea? O manea? Dă-mă o manea! O manea, marea soprană de renume mondiale, Mariana Niculescu, să cânte o manea pe scena festivalului internațional... George Enescu, niciodată. Cântă, cântă, hai că și Sorinel Puștiu și-a făcut videoclip la operă, da? Ai văzut. Păi Salama a cântat cu Paula Selin, hai că cântă. Niciodată, peste cadavrule meu. Hai mă, cântă. Nu cânt. Bine mă, hai, cântă. Nu cânt. Hai mă, cântă. Nu cânt. Mă cânt. Iar deasupra norii se adună. Supărat, supărat sunt, Doamne, iarăși, supărat. Mult necaz este în jur, multă minciună. Iar se adună norii a furtună. Supărat, supărat sunt, Doamne, iar...
ce-i cu mine. Eu spun că ar fi loc de mai bine. Dă-i. Haide, mă, strânge! Strânge acolo! Hai! Dă-i! Dă-i la picior! Nicule, Nicule, Nicule! Hai, hai! Hai, hai! Nicule, Nicule! Daneațiți! Cine jocă? Steaua! Hai, hai, sus, sus, așa! Haide! Dă-i o parte! Băi, 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 dar nu vezi, bă, să dai o pasă! Dă-i o pasă acolo! Băi, Virgile, Virgile, n-a făcut temă și trimis oameni! Cinci, că de-a ta m-aș nu mai jocă la noi! Băi, să zic, a fost că inexistenți, bă! Când îți zic să o dai, dă-o! Nicule, Nicule! Hai, Nicule, Nicule! Haide! Hai, bă, Nicule, zici și tu să dai mai repede acolo! Da! Da! Hai pe gol, hai pe gol! Da, mene! Da, mersi! Da, 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 da! Virgile! Da, Gigi! Mă sună, mene! Spune lui Lucu, da. Să-l sune pe Mirel, să-i spune lui Tică, să-i spune lui Țiții, să-l schimbe pe Ghierme! Da, da! Luțule! Da? A zis Gigica! Să-i duc baltonul! Nu! Nu, că e răcoare! Nu, 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 a vorbit cu meme! Așa? Da, și mi-a zis Gigica să-ți zic, să-l sun pe Mirel, să-l sune pe Dica, să-i spună lui Țiții, să-l schimbe pe Ghierme! Da, 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 da! Mirele! Da! Luțu sunt? Da! Da, așa, mi-a zis Virgil că l-a sunat nene pe Nea Gigi, care l-a rugat pe Virgil ca să-ți spună mie să te sun pe tine, ca să-i spui lui Tică, să-i spună lui Țiții, ca să-l schimbe pe Ghierme! Bine, bine! Nicule, Nicule! 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 Da, Mirele! L-a sunat meme pe Nașu, să-i spună lui Virgil, să-i spună lui Luțu, să-mi zică mie, să zic ție, să zici lui Țiții, să-mi schimbe pe Ghierme. Stai așa să notez ca să nu uit. Hai! Hai te-ți, bă! Nea Țiții, Nea Țiții! Da, Nicule! L-a sunat meme pe Nea Țiții și Nea Țiții a zis lui Virgil să-i zică lui Luțu, ca să-mi spune pe Mirel, ca să-mi zică mie, ca să-mi zic eu Matale, ca să-mi schimb pe ăsta așa, că am notat. Pui Shanghai! Shanghai! Haide, mă! Shanghai! 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 Stai vreșea! Stai vreșea! Stai vreșea! Am greșit! Stai vreșea! Nicule, stai că nu m-am auzit! Shanghai! Shanghai! Stai așa! Cu Ghierme, bre! Cu Ghierme, bre! De Shanghai cu Ghierme! Shanghai! Nu, bre! Fără Shanghai! Doar Ghierme, atâta! Doar Ghierme! Ghierme, Ghierme! Ghierme, Ghierme! Nicule, Nicule! Nicule, Nicule! Care-i Ghierme? Ăla de acoalea, bre! Ghierme, Ghierme! Nicule, Nicule! Cu cine? Cu cine? Cu cine, Nicule? Stai, bre, așa! Mirele, Mirele! Ghierme, Ghierme, Ghierme! Cu cine trebuie schimba Ghierme? Stai! Stai, stai! Nicule, Nicule! Ăsta, Shanghai nu l-a făcut deloc azi! Alo, Luțule, tu ești? Da, 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 eu sunt, eu sunt, da. I-a zis de-a Țiții lui Dică să-mi zică mie, să te sun pe tine, să-i spui lui Virgil, să-l întrebe pe Nașu, să-l sune pe meme și să-l întrebe cu cine să-l schimbe pe Ghierme. Da, acum, acum. Virgile, 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 fii atent, m-a sunat Mirel că l-a întrebat Țiții pe Dică, care l-a întrebat pe Mirel, care m-a sunat pe mine, ca să-l rog pe Matale să-l întrebe Nea Gigi. Ce să-l întreb? Nu știu că am uitat. Nu, stai, 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 Virgile, Virgile. Cu cine îl schimbăm pe Ghierme? Gigica! E foarte important! Te mai văzut, Virgile, ce vezi? I-a zis Țiții lui Dică să-l întrebe pe Mirel, să-l sune pe Luțu, să mă întrebe pe mine, să te întrebe pe tine, să-l întrebe pe meme, cu cine să-l schimbe pe Ghierme? Care Ghierme? Ghierme! Dă-i mă, Virgile, că mă încurcă! Dă-i mă, că mă învăță de bunită, că... Hai, meme, răspunde, tată! Hai, meme, răspunde, tată! Hai! Meme! Meme! Tată, cu cine să-l schimbe pe Ghierme? Ghierme, Ghierme! Da, da, da! Ghierme! Da, mă, mă, înțeles! Da! 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 Virgile! Da, Gigica! Pune lui Luțu să-l sune Bobecu sau pe Mirel, să-i spune lui Tică, să-i spune lui Titi, să-l schimbe pe Ghierme!
pop, 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 pop. Luțule! Da? Gigica a zis. Să-i duc baltonul la zis. Nu, lasă-l, doamne, iartă-mă de balton. A vorbit cu meme și mi-a zis Gigica să zic, să-l sun pe Mirel, să-l sune pe Dică, să-i spună lui Țiți, să-l schimbe pe Gherme cu pop. Da, fii atent. L-a sunat meme pe Gigi. Nu, nu, nu. L-a sunat de Gigi pe meme. Nu, l-a sunat de Gigi pe Țiți, care l-a rugat pe Dică să-l roage pe Dică să-i spună lui Mirel. Așa, zi. Stai așa, stai, stai. Sau. Deci. Meme. Îl știu, ce-i cu el? Îl știi, da? Îl cunoști, da? Așa, fii atent aici. Meme l-a sunat. Fii atent. Bă, nu spune pe telefonul, care? Mirele! Pune lui Dică, spune lui Dică să-l schimbă pe Gherme cu Pep! E că ești prost, o tăiu! Alo! Ai auzit ce a zis? Că l-a sunat meme! Păi da! Că l-a sunat meme! Ca să-i spui să-i schimbe pe Gherme cu Pep! Ca să-i spui lui Dică, să-i spui lui Dică, că l-a schimbat pe Gherme cu Pep! Luțule, la telefon! Era la telefon! Alo, ai înțeles? Deci îl schimb pe Gherme cu Pep! Bine, pa! Nu, Pep! Bine, pa, 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 bine, pa, 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 Niculei, l-a sunat Meme Pănașu să-i spună lui Virgil, să-i spună lui Luțu, să-mi spună mie, să-ți zic ție, să-i zici lui Neațiți, să-l schimbe pe Gherme cu Pap. Hai. Neațiți. Ai zis Neațiți să-i întrețiți. Stai, brea, așa! Stai așa că m-am zăpăcit, stai, urea! La ora 29 de ani mă deplasez și la domiciliu. 150 de euro ora. Știu, Nicule, de Berceni. Da, de Berceni. Nicule! Stai așa! Vine, concentrează, Nicule! Cu pap, bre, cu pap, pap! Haide, bă! Gherme, care-i Gherme? Ăla, bre, de acolo! Gherme! Paule! Gherme! Nicule! Să te grăbești, Nicule! Să te grăbești! Mirele! A zis de Țiți că s-a terminat meci. Să-l sun pe Luțu? Alo? Luțule! Da! A zis Dică, te-a zis Neațiți că s-a terminat meciul. Eu îmi dau demisia, vrei, mă duc să-mi văz pentru BAF. Hai, numai bine, băieți. Virgile! Nevirgile! M-a sunat Mirel să-mi spună că i-a spus Țiții lui Dică să-i spună lui Mirel, care și-a dat demisia ca să-și ia bacul, care m-a sunat pe mine să-l rog pe Matale să te duci la Neațiți să-i spui că s-a terminat meciul. Cicica? Ne-a zis Țiții lui Dică să-i spună lui Mirel, care și-a dat demisia pentru că vrea să ia bacul, să-l sune pe Luțu să-mi zică mie să zic ție că s-a terminat meciul. Mai să-ți dați că să dorm? Ha? Nu. Virgile! Da, Cicica? Da. Vreau paltonul, m-a luat cu frig. Luțule, a zis Cicica? Că vrea paltonul. Da. Vând toată echipa, păstrez 5 jucători și fac... Club de handball. Hai, așa să mă ajute Dumnezeu. Hai.